Și în acest an, polițiștii hunedoreni au răspuns inițiativei Crucii Roșii sub filiala DEVA de a face o bucurie copiilor instituționalizați în preajma sărbătorii nașterii Domnului. Cu autospecialele încărcate cu cadouri, polițiștii s-au deplasat la două centre de îngrijire pentru copii și persoane cu dizabilități din municipiul Vulcan. Copiii, bucuroși de surpriza oferită, i-au răsplătit pe oamenii în uniformă cu mini-recitale de conlinde tradiționale. Ați fost cu minți, copilași? Da! Bravo, ați văzut? A venit moșul. Moșul cu uniformă. Un cuplete d'albe a sosit de prin nămeți și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Mulțumirile, sclipirea din privire, strângerea de mână sau o lacrimă ivită în colțul ochiului sunt recompense neprețuite pentru noi și pentru voi, dăruitorii. Este încă o dovadă că puterea binelui este printre noi, iar Dumnezeu lucrează prin oameni, prin fiecare dintre noi. Mulțumim tuturor donatorilor, respect colegilor polițiști, au precizat reprezentanții Crucii Roșii.